Prezent în studioul Mușcel TV la emisiunea Cronica Sportivă, antrenorul secției lupte de la CSM Mușcel Câmpul Lung, Anton Arghira, a vorbit despre situația de moment a luptelor mușcelene, despre munca de a-i convinge pe copii să revină în sală, despre competiții și rezultate. Anton Arghira și-a amintit și despre perioada în care el era sportiv, despre participarea la Jocurile Olimpice și despre cum a ratat, imediat după Revoluție, transferul carierei în campionatul din Germania. Deci în 89 am ieșit vicecampion mondial de seniori. În 90 am fost chemat la 3 cluburi din Germania să mă lupt la echipe pentru ei. Este un campionat național pe echipe care vin sportivi din toată lumea, mai mult din Europa. Și își fac echipe tare și fac un campionat național profesionist de echipe, numai cu medaliași, numai puternic, foarte puternic. Și acum, sportivii noștri, medaliați la europeni și mondiali, sunt acolo. Găsesc locul acolo. Da, dar unii acum se antrenează în România, se duc vineri, așa, sâmbătă să luptă și duminică vin înapoi. Dar pe vremea aia rămâne acolo, tot ca 3 luni de zile că ținea campionatul. Deci 3 cluburi m-au cerut. Nu era ceva normal, că nu era fost în comuniști până atunci. Și nu era normal să te uși, dar era libertatea, era... Căzuse Ceaușescu. Căzuse Ceaușescu. Aveam pașaport personal, puteam să mă duc oriunde. Și antrenorul, prietenă ușoară, nu vreau să spun cine, le-a cerut... Eu aveam o primă de instalare acolo de 30.000 de mărci pe vremea aia. Era o sumă. Și el a zis că să-mi dea mie numai 10 și că ia el 20. Și nemții pe vremea aia erau nemți. Și domnule, glumești? Nu se poate așa. Nu se poate ceva. Nu, domnule, hai că mai vorbim, nu știu ce, și i-a ținut în șah, așa. Ea nu știu de ce n-au venit la mine, probabil, din respect, că vedeți, Germania era Germania. Trebuie să vorbește cu antrenorul, da. Fui la două olimpiade, n-ai cum să le uiți așa, nu poți să uiți. Ce s-a întâmplat la olimpiada? Deci după olimpiada din 92, de la Barcelona. De la Barcelona, am fost acolo, trebuie să fiu scurt. Am fost acolo, nu neapărat, că nu am fost furat, că la nu fărău. Lăsați, eu am fost vorba. Furat. 4 ani mai târziu. N-am fost prea supărat, am ieșit pe locul 12. 9, așa a fost, 9-12. După punctajul care am făcut, eu între 9 și 12. Cine au pierdut în... Așa, am fost mai mult cu același punctaj și 9-12 a fost. Iar la 9-6, cum întreba telespectatorul? 9-6... La Atlanta. Am fost plecat iar antrenorul, nu știu pe unde, până în Indonezia. Și am mai fost pe acolo și pe acolo și mă, era Atlanta, zic, băi, în America n-am fost niciodată. Zic, să mă duc și în America. Iar m-am dus la vot, întâmpător, aceea s-a antrenor erau. Și am zis, maestre, vreau să vin și eu, să mă pregătesc, mai erau 6 luni, până la campionatul european, cu campionatul european, criteriul de calificare la olimpiadă. Nu te uceai tu dacă erai campion național. Domnul antrenor, vreau să fac selecție. Băi, lasă-mă în pace, pleacă de aici. Lasă-mă în pace, tu mă umori. Te dau un judecat, va trebui să facă, e dreptul meu. Cu am făcut selecție, i-am bătut iar. M-am dus la europene, m-am calificat. Aia care erau acolo și dacă mergeau ei în locul meu, nu se califica niciodată. M-am calificat și m-am dus. Acum, chiar la olimpiada asta, chiar pot să spun că am fost în plimbare, că nu mai aveam eu pretenții să intre în primii 6 cel puțin. Și o anumită vârstă. Dacă aveam 33. Dacă la Barcelona aveam pretenții să intre în primii 5, nu, dacă eu cu Dumnezeu înainte, Doamne, așa, la o medalie, dar măcar să intru în primii 6, că se premia și la minister primii 6. Aveam pretenții, aici nu mai aveam. M-am calificat, m-am luptat, dar tot așa, a fost furat. Bine, am bătut și un meci, m-a furat cu unul și nu m-am supărat foarte tare. Am fost în America, o experiență am fost utilă. La olimpiadă, cea mai frumoasă olimpiadă, cred că, nu se mă privește pe mine, dă-mi două, asta mai frumos. Da, oricum, o experiență interesantă și nu mulți sportivi se pot mândri că au fost măcar la o olimpiadă, ai fost deja la două olimpiade și e un lucru îmbucurător.